Profesoara mea, Luminița Bârsan. Ideea a fost a lui domnul Chiriac, dar un aspect foarte a domnului Chiriac, dar un aspect foarte important al acestui proiect a fost să fie făcut de studenți, pentru studenți, ajutați, bineînțeles, de profesorii noștri, Luminița Bârsan, de profesorul Ionuț Tomuș, șeful departamentului de artă teatrală. La început am jucat toate spectacolele pe care studenții noștri le jucau în Cavas. Asta a fost ideea, să le arătăm, să îi arătăm pe ei către lume într-un mod diferit decât o făceam până acum. De la a doua ediție jucăm spectacolele care sunt produse în cursul anului universitar. Am reușit de două ediții să avem chiar și câte o premieră în fiecare ediție. La a doua ediție a avut premiera spectacolului Familii, un spectacol de Eugen Gebeleanu, iar acum avem Avioane de hârtie, regia lui Eugen Ghemant, a avut doar, a, care, pe care îl puteți vedea în data de 3 și de 4 octombrie. Eu vreau să mai spun că am crescut, într-adevăr. Pentru că suntem festival anul acesta, am adăugat și două secțiuni noi festivalului. Am adăugat secțiunea de ateliere, în care l-avem invitat pe același Eugen Gheman să facă un atelier de creație pe actorie împreună cu studenții liceului Nisiforu Ghibu. Și mai avem și secțiunea de întâlniri teatrale, la care l-am invitat pe Alexandru Ion. Alexandru Ion este actor și copreședinte al Festivalului de Teatru Tânării Dă o Idee, Stella Alexandria. Este o prezență foarte importantă în lumea teatrală românească, mai ales pentru că este tânăr și este deși foarte aproape de studenți. De asta l-am și chemat. El a avut o întâlnire teatrală și cu noi, organizatorii anul trecut, dar a fost ceva spontan și informal. Am stat de vorbă cu el puțin și am învățat foarte multe de la el, din experiența și din cunoștințele lui. Și ne-am gândit că, sigur, și studenții și orice om este interesat, până la urmă, poate să se bucure de această conversație plăcută și informală cu el, de o întâlnire, efectiv, în care să împărtășească din plăcerile și doleanțele actorului. Același Alexandru Ion, cred că trebuie să spunem, face parte și din juriu, pentru că festivalul nostru are caracter competițional. Se decernează premiul pentru cel mai bun actor, premiul pentru cea mai bună actriță și premiul pentru cel mai bun spectacol. Alături de el vor fi Luana Pleșa, care este critic teatral, și doamna profesor universitar dr. Livia Ilie, Prorectorul prorectorul Universității. universității noastre. Este un lucru foarte interesant și acest caracter competițional pe care îl are festivalul nostru. Desigur, sunt foarte multe păreri. Unii sunt de acord, unii nu sunt de acord de ce e un concurs între actori, dar cred că nu putem oricum face abstracție de faptul că în această meserie și în acest domeniu este vorba într-un fel de concurență și de un concurs. Chit că sunt 2, 3, 7 actori care concurează pentru un rol într-un spectacol, chit că concurează pentru un loc de muncă la un teatru, este o realitate pe care nu o putem ignora. Și cu toate că studenția este foarte frumoasă și este bine ca ei să crească împreună, să învețe unii de la alții și întotdeauna solidaritatea e foarte importantă, trebuie să lupte și mai mult decât atât să se uite în stânga și în dreapta și să învețe să se raporteze unii la alții. Cred eu, cred că asta e părerea mea și este unul dintre lucrurile pentru care am susținut încă de la început acest caracter competițional al festivalului. Aș vrea să mai adaug un lucru foarte important pentru noi. De la an la an sunt parteneri care se asociază cu această școală de teatru, cu universitatea și cu festivalul. Dacă la început au fost 2-3 parteneri, anul acesta am crescut și datorită poziției pe care o avem și ei ne susțin tot mai mult. Festivalul este organizat de Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, în parteneriat cu Teatrul pentru Copii și Tineret Gong, în parteneriat cu Teatrul Național Radu Stanca, cu librăriile Humanitas. Acolo va avea evenimentul de care v-a spus Teatrale, da. Eliza, întâlnirea teatrală cu Alex Ion. Oldies Pub, în care vom desfășura spectacolul Rocky Horror Show. Leon,
Leon este un spațiu nou care, în care cred că se face pentru prima dată un spectacol, mai ales un spectacol de teatru. Nu, mi s-a spus că până acum nu mai a avut loc așa ceva la ei și sunt foarte încântat să, și le mulțumim mult că fac parte din structura noastră. Mulțumim prin tatu, ați văzut imaginea festivalului, este calitativă. Un lighter realizat de Adrian Mărginean, Bubu, toată lumea îl cunoaște pe Bubu. Dar să nu uităm și de partenerii care au devenit nu doar parteneri, ci și sponsori. Mulțumim Ibis, mulțumim Simpa, Keep Calling. Să nu uităm în ultimul rând partenerii media. Este alături de noi Oana Ciucă. Mulțumim, Oana, am reușit, e prima dată când avem parteneriat cu Radio România Cultural. Sperăm să avem și cu Capital Cultural anul, poate reușim. Încet, încet, vrem să creștem și mai mult. Bineînțeles că nu uităm vechii parteneri Zile și Nopți, Ora de Sibiu, Kiss FM și Sibiu 100%. Și așteptăm pe toți partenerii care doresc să se alăture acestui eveniment. Mulțumim mult că suntem vizibili prin prisma acestor materiale, fie online, Facebook sau televiziune sau radio. Dacă aveți întrebări, noi cred că ne-am spus cam ce vrem să vă anunțăm. Dacă puteți să ne spuneți programul, cu ce începe festivalul, câte spectacole? Sigur că da, l-aveți și mapă, dar vi-l pot spune. Vom începe cu spectacolul Rocky Horror Show, spectacolul realizat cu studenții departamentului de artă teatrală de la secția de actorie și masteratul de arta interpretării caracterelor dramatice. Pe urmă vom continua cu spectacolul Avioane de Hârtie. Spectacolul Avioane de Hârtie are două distribuții, de aceea toată lumea va putea vedea în prima seară o distribuție în data de 3, după aceea a doua distribuție în data de 4. Tot în data de 3 va avea loc spectacolul Viața ca o scenă, realizat de studenții masteranzi cu domnul profesor Marian Râlea. Cred că toată lumea știe că domnul Râlea este prezent de câțiva ani de zile la Sibiu, în calitate de profesor, de cadru didactic. Vom continua miercuri cu secțiunea ateliere în care Eugen va face chiar în acest spațiu. Am invitat elevii de la liceu Onisifer Ghibu, clasa de teatru, Alexandra Șerban, care este actrița Teatrului Național Radu Stanca și în același timp profesoara lor, va participa la acest atelier, dar atelierul este destinat lor, este deschis publicului larg, poate veni oricine. Tot miercuri vom continua cu spectacolul Malpraxis, realizat de Bogdan Georgescu. Bogdan Georgescu va fi prezent la Sibiu. Da, chiar și Cosmin Chivu este prezent la Sibiu, deci ne bucurăm foarte tare că regizorii spectacolelor vor fi prezenți de data asta toți alături de noi. Vom continua normal cu spectacolul de care v-am spus, Avioane de Hârtie, la ora 20 în Cavas. Joi 5 octombrie vom în librăriile Humanitas va avea întâlnirea cu publicul sibian, cu actori, cu regizori, cu spectatori, dar și cu cine dorește să participe la eveniment, Alexandru Ion. Vom continua tot joi la ora 19 la Teatru pentru Copii și Tineret Gong cu spectacolul Minor, în regia lui Bogdan Georgescu. Este seara în care vom termina, de fapt, competiția. Este seara în care vom prezenta spectacolul Minor, care este câștigător al ediției anterioare. Cred că știți că prima ediție a fost câștigată de către spectacolul echipa spectacolului Antisocial. A doilea an a fost câștigat premiul cel mare de către echipa spectacolului Minor. Și de aceea, înainte de festivitatea de decernare a premiilor și de închiderea festivalului, se va juca spectacolul Minor. Cam asta este programul nostru. Din 2 până 5 octombrie vă așteptăm. Dacă mai aveți alte întrebări? Câți studenți are departamentul de artă teatrală? În
acest moment nu am numărul celor de la coreografie care s-au adăugat și de la masterat. Anul trecut știu că eram 140. Cred că se apropie de 200. Dacă e nevoie de cifră, pot să întreb la secretariat aproximativ. Cam, da, dacă punem și studenții de la doctorat, sunt, că sunt și studenții la studiile doctorale de artă teatrală, artele spectacolului. Și cât sunt implicați în spectacolele astea? În jur de vreo 50, care joacă în caracter competițional. De menționat că alături de studenții din distribuții, în distribuțiile spectacolelor, alături de studenți, sunt și absolvenți. Pentru că sunt unele spectacole care s-au finalizat până să fie ei absolvenți. Deci vom găsi studenți care au terminat masteratul în această vară, cum sunt Oana Marin, Alexandru Udrea, da? Ei au terminat, vom regăsi în spectacolul Rocky Horror Show sau în spectacolul minor. Vom găsi câțiva studenți care, practic, ei acum sunt absolvenți, dar că spectacolele s-au realizat până au terminat facultatea. Acum aveți întrebări sau nu știu? Care e mesajul pe care vreți să-l transmiteți voi ca studenți prin intermediul acestui festival? Un alt aspect, asta să mă leg iar de alt aspect important al festivalului, este gratuitatea biletelor. Vrem să atragem public, vrem să... Adică publicul deja existent este binevenit, dar prin acest proiect și prin promovarea pe care o facem în cadrul acestui proiect, vrem ca din ce în ce mai mulți oameni să vină să-i vadă pe ei fără să aibă nimic de pierdut, doar timpul. Vrem să, și de asemenea vrem să arătăm întregului oraș că studenții de la actorie din Sibiu sunt unii dintre cei mai buni din țară și fac foarte multe lucruri frumoase cu mulți oameni importanți, precum Cosmin Chivu, Eugen Ghemant, cum a fost Bogdan Georgescu. Da, este o strategie a Școlii de Teatru de la Sibiu și aici este domnul Chiria care de fiecare dată gândește alături de profesorii din departament. O structură, o strategie ca studenții de la teatrologie și management cultural, dar și cei de la actorie să lucreze alături de oameni importanți, de regizori importanți. Dacă cei de la actorie joacă în aceste spectacole, cei de la teatrologie, management cultural au ocazia să lucreze alături de acești oameni, fiind asistent de proiect sau asistent de regie. Cumva e, toți studenții departamentului sunt implicați în aceste spectacole, în aceste producții studențești, care au loc aici în Cavas, spațiu în care desfășurăm conferința, dar și în alte spații non-convenționale. Știți că de-a lungul timpului spectacolele noastre s-au jucat în parcuri, în cetăți, în cluburi mai nou, cu profesori, cum este Cosmin Chivu, profesor de la Pace University, care predă, este profesor plin la Pace University la New York, sau cu Bogdan Georgescu, care este asociat la mai multe universități, predă și acum, de exemplu, montează la Berlin, dar și cu regizori care nu sunt din spațiu, nu doar din România, ci din tot spațiul european. Și montează la multe teatre din Franța. Mulțumim. Dacă nu mai aveți, vă așteptăm la spectacole. Chiar dacă este intrarea liberă, totuși trebuie să spunem că intrarea se face pe bază de rezervări în limita locurilor disponibile. Nu toate spațiile sunt ofertante cu multe locuri. Așa sunt gândite de către regizorii colaboratori, de către profesorii care că noi chiar acum suntem în decorul spectacolului Avioane de Hârtie. Deci ce vedeți acum este decorul spectacolului Avioane de Hârtie, acum mi-am dat seama. Da. Atât. Putem să spunem de la început, cred că am omis. Pe tot spațiu și în față și în spate se joacă, publicul stă pe lateral, așa că vă așteptăm să-l vedeți. Anul 3 este
este prima lor producție, o să fac, mai fac o producție anul acesta, se apropie de spectacolul de licență, care îl va face probabil în următorul semestru. Iar asta este prima lor producție. Dacă nu mai sunt întrebări, vă mulțumim mult! Mulțumim. Uite aici,